Bun. Și continuăm mai departe. O nouă poveste de dragoste. De data aceasta era un soț și o soție. Nu o să dau nume. Dintr-o, nu știu, prostie, din diverse motive, anumite motive, unul dintre ei pleacă la muncă afară, celălalt rămâne în țară. Dragostea dintre ei crește, dar și pălește. Distanță mare, el până vine de afară sau ea de afară înapoi în țară, crește din ce în ce mai mult. Dar ce să facă și ea? Aveau nevoie și de relații intime. Așa că fata, descurcăreață cum este ea, își pune poza a Evea pe un site de, hai să-i spunem, soții disperate, că n-au soțul lângă ele să le dezmierde. Bun, și mai stă ce mai stă un pic. Și într-o zi, când ea era la servici, sau el era la servici, sună telefonul. Ia telefon. Tr! Hello, hello. My husband is not on house, but I can't fuck my pussy and my ass every day, every night. Știi? Pe site stream, ca să nu o prindă spionul român. Și uite așa, povestea devine și mai aieve. Când nu reușește cu soțul de la mare distanță, reușește cu surogatul sau mai știu eu ce. Toate sunt ok, toate bune, nu? Pe ce vrei să stau? Cu un telefon care să mi-l bag undeva, care bâzâie dildo sau altceva. Trebuie să mă descurc, nu? Până vii tu din țara străină și dragostea pălește, să pune și pânză de păianjen pe organe. Trebuie întreținută în stare aparte. Nu? Doar așa.